Ninsorile din ultima săptămână au dat peste cap și programul Ligii Secunde de Fotbal. FRF a luat decizia de a amâna etapa ce urma să se desfășoare la sfârșitul acestei săptămâni. Pandurii urma să dea piept pe terenul de la Motru cu cei de la Balotești, însă condițiile meteo nu au permis ca meciul să se desfășoare. Meciul dintre Pandurii și Balotești programat pentru mâine nu se va mai disputa. Ninsorile din ultima săptămână i-au determinat pe reprezentanții Federației Române de Fotbal să reprogrameze meciurile ce urmau să se desfășoare în acest sfârșit de săptămână. Întrunit joi 22 martie, Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal a decis cu unanimitate de voturi reprogramarea etapelor din Liga a 3-a și a competițiilor de juniori. Deciziile au fost luate din cauza condițiilor meteo nefavorabile și în urma solicitărilor venite din partea cluburilor, a anunțat Federația Română de Fotbal. Antrenorul celor de la Pandurii, Adrian Bogoi, se teme că aceste pauze ar putea afecta forma fizică a jucătorilor săi. Meciul s-a amânat din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Noi nu comentăm în niciun fel. Ne pregătim pentru meciul următor. Eu am mai declarat că avem pauze prea mari și mi-ar fi plăcut să se joace din 3 în 3 zile, dar asta este situația, a spus Bogoi. Sebastian Cojognean se află la Târgu Jiu de câteva zile și ar putea semna un contract cu Pandurii.